Salutare și bine v-am regăsit la un nou videoclip de aici din atelierul Fix Your Bike. Până să dăm drumul la treabă, nu uitați să dați un like, un share, un subscribe www.fixyourbike.ro. Mă găsiți pe mine și pe Vlad, locația, număr de telefon, tot ceea ce vă doriți voi acolo. Și astăzi vorbim despre noua mea bicicletă pe care o puteți vedea aici în stânga mea. Dar înainte de toate, haideți să vă povestesc un pic cum a ajuns această bicicletă la mine. Cei de la Spring Bike au făcut 10 ani. Yeah! Foarte mișto! Pe data de 28 septembrie au avut o petrecere unde ne-am întâlnit inclusiv cu cei de la Rock Machine. Cei de la Rock Machine au venit, m-am întâlnit și eu cu ei, am dat mâna, am discutat, am vorbit. 28 septembrie s-a întâmplat lucrul ăsta, pe 27 septembrie a fost ziua mea și ziua aniversară a canalului. Bucurie mare! Cei de la Rock Machine au fost foarte încântați de cum am dat, cât de mult mi-a plăcut bicicleta lor și când am ajuns acolo mi-au zis o singură chestie. Marius, dă-ne bicicleta aia roșie înapoi și noi îți oferim altă bicicletă la schimb. Și eram, ce bicicletă la schimb? Uite, bicicleta asta, noi am adus-o ca să o vezi, să mergi un pic pe ea. Nu este varianta finală, urmează să fie lansată în 2023, dar dacă vrei putem să facem schimb. Și am fost la modul, ok, de la distanță pare fix aceeași bicicletă. Dar când m-am urcat un pic pe ea, așa, prin showroom, avea 0 km când m-am urcat pe ea. Deci este o bicicletă nouă pe care eu am pus mâna pe ea. Am fost primul. M-am mers așa un pic cu ea, m-am urcat, zic, bă, ceva e diferit la ea, oare ce naiba? Dacă mă uit bine la ea, este cam aceeași bicicletă. Și într-un final, după cum puteți observa, bicicleta a ajuns la mine. Am luat-o. Este noul model de Rock Machine pe care urmează cei de la Rock Machine să-l lanseze. Și mi-au spus, uite Marius, că pentru că ai fost super băiat și ți-a plăcut foarte mult bicicleta noastră, noi ți-o dăm pe asta, dar nu este varianta finală. Urmează să scoatem varianta finală în curând. Și zic, păi și care e diferența între asta pe care o aveți aici și mi-o dați mie și cea finală? Butucii nu sunt aceiași, pinioanele nu sunt și la furcă e o mică diferență între varianta finală și asta. Zic, astea sunt singurele diferențe, da, dar per total bicicleta este cu totul altceva față de cea pe care am avut-o. Cea roșie cu amortizor pe aer, cu roată de 29 de inci pe spate și astea fiind spuse, am mers un pic pe ea, m-am dat până să filmez în momentul respectiv videoclipul de review al bicicletei și haideți să vă prezint ce are Rock Machine E90. Dacă nu mă înșel, e 297. 297 vine de la 29 pe față și 27,5 pe spate. Este o bicicletă mullet, are arc și se simte absolut genial. Dar haideți să vă prezint fiecare componentă a bicicletei pentru că merită. Și vreau să spun de la bun început un detaliu foarte, foarte important. Cei de la Rock Machine iau grup seturi complete. Ce înseamnă grup set complet? Pinioane, lanț, butuci, frâne, discuri, manete de schimbător, cablu cămașe, tot. Bicicleta asta în 2023 vine cu un grup set complet de la Deore XT. Nu face rabat la absolut nicio piesă. Eu cel puțin m-am cam săturat de biciclete care vin cu XT pe aici în spate la deraier să ia ochii lumii și aici în față o manetă Deore. Bă, mie îmi crapă mintea când văd așa ceva pe mine, mă scoate din serite chestia asta. Și de asta am ales în continuare să merg cu Rock Machine. Bicicleta, dacă vreți să veniți să o testați, puteți să veniți la mine la atelier, vă dau, mergeți, vă plimbați, faceți ce vreți. Dacă vreți să o cumpărați, găsiți link în descriere, Sprint Bike sau Motion Roată, orice magazin. Important este să o găsiți și să o luați. Să nu ne mai lungim, asta este povestea, cum a ajuns bicicleta la mine, sunt foarte încântat, am mers pe ea, de-abia aștept să mă și dau în continuare cu ea. Deși este sfârșit de sezon, sunt entuziasmat ca în primăvară. Haideți să vă prezint primele componente ale bicicletei și o să încep cu transmisia bicicletei. Transmisia bicicletei este 1x11, țineți minte. Aici cei de la Rock Machine au luat o decizie, să zicem așa, care mie personal îmi place. Și de ce zic că îmi place? Pentru că avem pinioane 11-50 sau 51. Nu avem pinioane cu casetă microspline, îmi place lucrul ăsta și o să vă zic și vouă la un moment dat de ce. Pinioane 11 la număr, aici bineînțeles că în partea din spate avem un schimbător Shimano Deore XT, țineți minte, varianta nouă de 11 viteze, varianta aia care schimbă mult mai mișto, mult mai bine. Bineînțeles că un lanț de la KMC, aici în partea din față avem o foaie de 36 de dinți, bineînțeles că și brațele sunt tot de la Shimano Deore XT, pentru că altfel nu se poate. De aici din spate pleacă către maneta de schimbător de aici din față, care bineînțeles este și ea tot o manetă Shimano Deore XT cu prindere pe colierul de frână.
băi, tehnologie nouă, nu vrăjeală. Haideți să ne înțelegem. La chestia asta, între manetă și schimbătorul din spate, avem cablu cămașă care este de calitate, schimbă foarte mișto, nu depui efort ca să apeși pe manetă ca schimbătorul să plece din loc. Asta este transmisia, îmi place la nebunie, merge perfect și nu am nimic de obiectat la ea. În momentul de față eu am doar niște pinioane simple de la Shimano, 11.50, ceva de genul, în curând urmează să-mi cumpăr pinioanele speciale pentru transmisia asta. Dacă transmisia avem, luăm viteză, trebuie să ne și oprim și haideți să vorbim despre frânele acestei biciclete, care bineînțeles sunt niște frâne Shimano Deore XT. Varianta nouă, levierul ăsta foarte scurt, sistemul de prindere cu Icepack EV, aici avem și maneta de dropper prinsă pe același colier și în partea din dreaptă avem, bineînțeles, și sistemul de prindere al manetei de schimbător care vine pe colier. Avem aici în partea din dreaptă un cockpit foarte, foarte, foarte clean. Și așa cum am spus, cei de la Rogue Machine nu fac rabat la calitatea componentelor pe care le pun pe această bicicletă. În partea de jos avem, bineînțeles, etrier cu 4 pistonașe și față și spate. Iar în interiorul etrierului, bineînțeles că avem plăcuțe metalice cu radiator. Rar mai vezi așa ceva pe o bicicletă care vine din fabrică. Plăcuțe metalice cu radiator. N-am văzut nici la bicicletele de peste 10-12 mii de euro. Și ca să ne oprim, bineînțeles că avem discuri de frână tot. Varianta Shimano Deore XT cu zone de răcire, cu radiator, cu tot ceea ce vreți voi, pe față 203, iar pe spate, bineînțeles că avem tot 203. Și ca să-i laud din nou pe cei de la Rogue Machine, au pus până și adaptorii de frână, tot de la Shimano, pentru că uneori, unii adaptori de frână, din cauza materialului, poate rezona și să-ți apară sunetul ăla de la frânare. Și m-am chinuit o grămadă ca să fac ca acea frână să nu mai scârție. V-am și vândut un pont deja. Așa cum v-am spus la bun început, bicicleta este un mullet bike. Ce înseamnă lucrul ăsta? Pe față avem o roată de 29 de inci, iar pe spate avem roată de 27,5 inci. Roata de față este alcătuită dintr-un butuc Shimano Deore XT. Eu am doar Deore aici, dar credeți-mă, merge foarte, foarte mișto și de orele ăsta. Roata de față are niște spițe din inox. Avem aici niște nipluri care sunt cromate, așa, mie personal nu-mi plac. Dar piesa de rezistență la roată sunt aceste jante de la VTB. Care jante de la VTB? Eu am mai avut experiență cu jantele de la VTB și au ținut al naibii de bine. Și bineînțeles că pe acea jantă de la VTB avem, bineînțeles, un cauciuc care este tot de la VTB. Sincer, cauciucul ăsta, două secunde că nu-l știu pe de rost, se numește Vigilant, 2,5 lățime, este cauciucul de la VTB de top, are un compound foarte moale, mă aștept ca acest cauciuc să țină foarte bine, ce m-am dat un pic așa pe asfalt, nu a schițat nimic cum că ar aluneca sau ar face vreo fază. Roata de spate este aici, pe spatele bicicletei, bineînțeles, și este 27,5, alcătuit din același butuc de ore, deși la mine este de ore, în realitate o să vină cu de ore XT. Caseta nu este microspline, este casetă normală și recomand caseta normală, deoarece caseta microspline are niște rulmenți foarte, foarte mici și credeți-mă, am început să schimb pe e-bike-uri rulmenți din casete microspline, de nu vă puteți închipui. Au niște bile extraordinar de mici și la tot ceea ce se întâmplă aici, tot cuplul ăla nu prea țin. Îmi place lucrul ăsta. Butucii față-spate sunt cu sistem de prindere al discului Centerlock. Shimano, tată, adică nu ne încurcăm. Acelea spițe din inox, pe spate avem aceeași jantă, doar că este 27,5. Dar cauciucul este diferit, avem aici un cauciuc, imediat vă zic, de la Trail Boss, se știe, dar este de 2,6 ca să compenseze într-o oarecare măsură diametru per total al roții. Roțile sunt foarte rigide, îmi plac jantele astea, sunt destul de late, sunt de 35 de mm, dacă nu mă înșel din ceea ce am măsurat eu așa cu ochiul la prima vedere și sincer de ceva timp am început să le dau foarte mult credit celor de la Shimano pentru sistemul ăla de a dispersa tensiunea din spiță către ax, prin bilă, prin con, foarte, foarte mișto și merg super, super mișto. Sincer, ce nu-mi place la bicicleta asta este faptul că pe una dintre spițe găsim magnetul care are legătură cu senzorul. Mă așteptam să găsesc pe aici pe undeva magnetul ăla. Până aici lucrurile nu sunt cine știe ce, sunt doar de la o bicicletă simplă, foarte, foarte bine echipată, aproape de top, dar lucrurile spectaculoase de-abia de acum încep. Bineînțeles că cei de la Rogue Machine au pus pe bicicletele lor suspensie de la DVO. Varianta de top vine cu o furcă Onyx. Ce înseamnă Onyx? În partea din dreapta
a cartușului ai low speed, high speed compressor, reglaj, iar în partea de jos ai rebound, aici ai air, iar în partea de jos la Onyx ai OTT. Ce înseamnă OTT? E o chestie de care tu învârți și reglezi tensiunea în arcul din camera negativă. Furca nu are sistem de egalizare, are pur și simplu bagi aer aici, iar din OTT îți reglezi cât de pufoasă să fie furca ta pe început de cursă. Asta este o variantă, este o furcă Diamond, eu m-am păcat super bine și pe vechea bicicletă, are doar un sistem de 3 clicuri sau 4, nu, doar de 3 clicuri de compresie, rebound, nici n-am nevoie de mai mult, are doar aer, iar în partea de jos nu ai OTT, ai doar un arc pe interior și lucrul ăsta merge super bine. Avem, bineînțeles, pe furcă aici o mică aripioară, bă, care e foarte rigidă, n-am mai întâlnit aripioară atât de rigidă și trag de ea și nu se rupe și este prinsă în numai 3 șuruburi. Asta este furca, este spectaculoasă, se simte foarte, foarte mișto. Și să trecem la... Mă iau emoțiile când încep să vorbesc de acest amortizor, pentru că acest amortizor schimbă complet bicicleta. Cred că ar putea să schimbe complet orice bicicletă cu o geometrie gândită foarte, foarte mișto. Aici avem un amortizor tot de la Divo, este un Jade. Este pe arc, variantele de arc vin în 3 durități, în funcție de mărimea cadrului pe care tu o iei. Are doar un simplu reglaj de compresie, mai precis un fel de propedal și blocat, dar sunt doar niște blocaje hidraulice. Și bineînțeles că aici avem un sistem de reglaj a rebound-ului. E foarte, foarte mică diferența între maxim și minim pe care poți să-l reglezi tu aici, dar băi, se simte absolut genial. Are sistemul ăsta de prindere al șocului, care vine în cadru, iar aici magia este o magie foarte, foarte mișto, care se simte absolut genial. Dar haideți să vorbim și despre cadrul acestei biciclete, care cadru îmi place la nebunie, pentru că știți foarte bine că mie îmi plac cadrele full suspension, care au aici un sistem întreg, fără acei rulmenți aici în spate. Și Rogue Machine-ul, da, este într-un triunghi aici în partea din spate complet, este fix ceea ce trebuie. Avem aici o parte de articulație din două piese, m-am uitat și Rogue Machine-ul a pus, bineînțeles, acei rulmenți foarte zdraveni, nu ca la alte firme de biciclete. Deci la full suspension de 26 de kg electric am găsit niște rulmenți cât unghia de la degetul meu. Mă, cum să faci așa ceva? Pune, frate, niște rulmenți zdraveni ca să țină bicicleta, să nu vii să schimbi rulmenții articulației de 8 ori pe sezon. Aici, în partea de sus, din nou avem un sistem de pivotare gândit că de cei de la Rogue Machine, îmi place. În partea de spate, mai are rost să zic, cadrul este de 148 de mm lățime, nu cred că mai se pune problema. Trecem din partea din spate, aici, în partea din față, în triunghiul acesta. Știu, aici trebuia să fie cu portocaliu, aici la fel trebuia să fie cu portocaliu. Bicicleta asta are sticărele aplicate. Băieții s-au grăbit să-mi facă mie această bicicletă și n-au mai apucat să dea cu lac peste toată bicicleta, în așa fel încât sticărele să fie aici pe interior. Vă zic lucrul ăsta să nu cumva să veniți pe aici, pe la atelier, să vreți bicicleta să vă plimbați și după aia să fiți scârcotași. Nu vreau să zic decât că acest motor aproape nu îți dai seama că este montat aici. Este atât... Deci uitați-vă că eu am palma și dacă mă străduiesc cu palma pot să acopăr motorul. Shimano EP8 este atât de mic, atât de puternic, 85 de newton, îl regăsiți aici în partea de jos. Brațele, bineînțeles că sunt tot Shimano de ore XT. Am mai spus lucrul ăsta, dar îmi place să repet detaliile. Aici avem un port de încărcare, pe aici îți încarci bicicleta. Iar aici, în partea de jos, Rogue Machine a pus un capac de plastic, care, capac de plastic, bineînțeles că pe margine nu este plastic, este cauciuc, ca nu cumva acest capac să zărne, să-l auzi, să facă ca toate cele. El vine, etanșează plastic, suprafață mare, iar pe margine de jur împrejur are cauciuc. Îmi place lucrul ăsta, de aici de jos se desface. Tot aici, pe lângă portul de încărcare, mai găsim cablurile, care, sincer, băi, mie nu-mi plac chestiile astea, dar ca să faci o rutare internă trebuia să faci cadru mult mai butucănos. De aici, din zona asta, iese cablul de dropper care se duce în sus, pe partea opusă se duce cablul către schimbătorul de pinioane, iar aici mai iese încă un cablu și o conductă care duce către senzor,
pe aici pe sus avem cablu de la senzor, iar pe jos avem conducta care pac-pac vine frumos așa și ajunge la etrierul de frână din spate. Un cadru vopsit, cum pare electrostatic, este destul de rezistent, am mai hârjit un pic bicicleta pe aici pe acolo, nu s-a zgâriat, ține super, super bine. Aici în partea de sus avem, bineînțeles, un dropper post, iar către partea din față avem aici în partea din stânga, cum stai pe bicicletă, rotarea internă, intră cele două cabluri, mai precis de la maneta de frână spate și schimbător, și mai intră un cablu foarte, foarte finuț de la sistemul electronic al bicicletei. Da, zic electronic pentru că bicicleta aici în partea de sus are un display. Display-ul ăsta se leagă cu motorul EP8. Aproape că nu prea este ieșit pe piață acest mic display, și cu EP8 ăsta plus display-ul ăla te poți conecta cu Bluetooth. Poți să faci o grămadă de nebunii, să-ți customizezi bicicleta, să-ți faci hărți, să-i spui bicicletei: astăzi vreau să merg 40-80 de km diferență de nivel hartă, el îți calculează și o să te țină bateria exact așa cum ar trebui, să nu cumva te scapă de niște griji. Dacă vrei să facem un clip separat despre ceea ce știe să facă EP8-ul ăsta, lăsați în comentarii și o să facem un videoclip separat despre ce știe să facă. Este un cablu frumos, se duce în display, din display se duce către o manetă care se află în partea stângă, o manetă super, super simplă, care are doar un plus și minus, nici măcar nu scrie plus minus, este totul atât de discret, display-ul foarte mic și clean, totul e super, super clean, nu ai foarte multe nebunii, butoane, prostii ca să te încurci în ele, este o bicicletă foarte simplă de utilizat, țineți minte și lucrul ăsta. Și în partea din față, aici, sus, pe top tube, avem foarte, foarte aproape de zona de cuvete, avem un buton, pur și simplu apeși pe el, îți pornești bicicleta. Și dacă tot a venit vorba de aici, de zona asta, bicicleta vine cu un sistem de cuvete care nu îți permite ca ghidonul tău să se rotească mai mult. Pac! Ai aici acest inel care se strânge pe furcă și inelul ăsta are două zone de cuvete acolo, care nu permite ca ghidonului să se ducă stânga-dreapta, că altfel ai putea să rupi acest capac atunci când o să cazi cu bicicleta. Și dacă tot am vorbit de EP8-ul ăsta este alimentat de o baterie de la Darfon de 630W, 630 sau 625, oricum nu mai este 500, este 600 și ceva, și o să te țină o grămadă bateria. Pe aici, prin portul de încărcare, bicicleta vine cu un încărcător de nici mai mult și nici mai puțin de 4A. Bicicleta o să se încarce destul de repede, chiar și de la 0 până la 100%. Eu am testat lucrul ăsta și se încarcă foarte, foarte repede în comparație cu alte biciclete care vin cu 2A. Păi de la 2A, îți tragi un glonț în cap. Dar să nu uităm să vorbim în cele din urmă de restul componentelor care fac bicicleta să fie foarte mișto. Avem un ghidon, bineînțeles, de la Raceface, care este foarte, foarte lat. Dacă mă întrebați pe mine, aproximativ are 800 de milimetri, eu cam așa îl simt, de 800. Avem și o pipă extraordinar de șmecheră, tot de la Raceface. Cuvetele sunt de la Acros. În partea din spate avem o tijă, un dropper post, care dropper post este în mai multe dimensiuni în funcție de mărimea cadrului pe care o vrei tu. Apropo, eu la 1,82 aproximativ înălțime, eu mi-am luat cadru M, bicicleta este mărime M. Cei de la Rogue Machine mi-au spus: băi, ia-ți M, pentru că bicicleta o să fie mult mai distractivă. Am văzut că tu apreciezi bicicletele lungi, să te simți comod, dar ia-o pe asta M, pentru că o să fie foarte, foarte distractivă. Și au avut un pic de dreptate, dar vreau să mă conving până la capăt că cei de la Rogue Machine au avut dreptate în ceea ce mi-au spus. Sincer, nu mă îndoiesc de experiența lor asupra ceea ce au decis pentru mine. Dropper postul este cu acționare mecanică și tijă hidraulică. Îmi place lucrul ăsta. Și în cele din urmă, cele trei componente cu care tu iei contact în mod direct, eu bineînțeles că mi-am și montat o pereche de manșoane de la IC Grips. Bicicleta vine cu niște manșoane cu Locon din cauciuc. Șaua aia de acolo este tot de la VTB și este a naibii de comodă. Nu o să schimb, o să o las pe aia pentru că m-am împăcat super, super bine cu ea. Îmi place lucrul ăsta. Și ca pedale, bicicleta ar fi trebuit să vină, cred că, cu niște pedale de plastic sau fără pedale. Eu am montat, bineînțeles, pedalele mele preferate de la BBB, care în sfârșit se pupă foarte, foarte bine cu culoarea bicicletei. Astea fiind spuse, bicicleta arată foarte, foarte mișto. Nu mai am răbdare, vreau neapărat să merg să mă dau cu bicicleta și să vă arăt ce știe să facă și cum știe să facă și cât de prietenoasă este, mai ales dacă tu știi să te dai un pic cu ea. Dar nu vă puteți închipui cât de entuziasmat sunt și cât de
nerăbdător sunt să merg la munte. În sfârșit, roc mașinul în mediul lui natural, pentru ceea ce a fost el creat, făcut. Cam așa arată, sunt înnebunit de cum arată bicicleta asta în combinația de gri, negru și puțin verde pe aici pe acolo. Am mai încercat eu să mai asortez una alta, dar bicicleta arată absolut demențial. Deci uitați cât de mișto e. Apropo, aici, dacă se vede, între timp, cât am scos bicicleta din atelier și am ajuns aici, în locul unde filmez, am reușit eu să sparg capacul ăsta, așa că posibil să-l auziți astăzi să clămpâne, deși este un capac foarte interesant și are pe margine garnitură de cauciuc să-i tanșeze foarte, foarte bine. Eu am reușit să-l sparg, deci cer de la Rock Machine, trimiteți-mi un capac ca să-l pun acolo la loc. Îl achit din banii mei, aia e prostia, se plătește întotdeauna. Bicla arată superb. M-am urcat pe ea, am mers câteva zile și vreau să zic că nu îmi este mică mărimea M. Dar astea fiind spuse, ea mă așteaptă acolo deschisă. Nu trebuie decât să sar pe bicicletă și să-i dau la vale. Exact acolo. Sunteți pregătiți? 3, 2, 1... Direct, tată, la vale. Și aici am curaj să mă dau fără nici o problemă. Direct. Dacă ați văzut, pe sus, pe rădăcini. E sus aici. Ce vorbești, mă? 17 la oră nu e, pentru că i-am și montat speedbox-ul. Wow. Oh my god. A urcat fără nicio problemă. Ia, pe aici. Hop. Schimb vitezele, XT-ul ăsta nou, schimb în toată sarcina și schimbă, frate. E acolo, auziți motorul cum trage. 85 de newtoni și mai puțin de câteva secunde am ajuns dintr-o parte alta. Bicicleta asta te îndrumă la foarte, foarte multă viteză. Și după ce urci, bineînțeles că trebuie să și cobori. Wow, am luat-o greșit. Hopa, sus, acolo. Bani, hop, încă una. De aici nu mai țin cont dacă e traseu sau nu. Mă duc direct. Wow, vedeți capul? E și într-o roată. Bă, întorc. Ia să vedem aici. Opa, sus. Iar prin frunze și nu am nicio problemă. Ia, în stânga niște scări. Ce-ai, mă, le-a urcat direct. N-am nicio problemă și... Oh! Manual pe scări, liniște. Amortizorul, l-aud cum funcționează. Și uitați cât de bine stă și în manual. Dacă tot stă și în manual și într-o roată, mi se pare că e mai controlabil motorul. 2022-2023 trage și mai bine. Dar degeaba l-aud eu dacă în fața mea, uitați ce este. Ce credeți? Le urc? Hopa, într-o roată. Mamă! Cum trage! Da! Deci 27 jumate și 29 pe față. Nu vă puteți închipui cât de șmecher se simte. O las mai încet. Dau pinionul mare și... Dar nici nu trebuia să dau atât de viteză inferioară. Ce vorbești, mă? Deci sunt pe pinionul... Nu! Deci trebuie să vă arăt sus pe ce combinație am urcat! Și nu depun mult efort. Dacă eu pot să și vorbesc, să și urc, pe șa urc. Ultimul set l-am urcat, frate, pe șa, da? Haideți să vă arăt pe ce combinație am urcat, da? Țineți-vă bine! Ăsta este pinionul pe care am urcat cu cei 85 de newtoni. Trage incredibil motorul ăsta. Deci am aici cea 50, 42, 36, ăsta e la alte 28. Deci am urcat pe un... Ia să dau lanțul să văd pe ce pinion am urcat. Haide, tată. Ia, dau un pic. Deci am urcat pe 32, da? Pe 32, 1, 2, 3, al patrulea de sus. 85 de newton, frate. 85, suspensia asta încasează genial. M-am liniștit un pic, pulsul am 100-101, ceasul Garmin își face treaba și bineînțeles că pe acolo, pe unde urci, trebuie să și cobor, da? Bun! Bun! Nu știu dacă vă dați seama, dar eu trag înainte
A aterizat pe scări. Și acum manual, frate, fără doar un pic așa de frână. Și bani hop la sfârșit. Mă pun pe șa, ridic. Și într-o rată motorul mă dă pe spate. Wow! Deci incredibil de distractivă și m-am luat pe spate frânele astea XT. Wow! Aici fac treaba de minune. 106 puls mi-a crescut. Mamă, de-abia aștept să merg la munte cu ea, deci nu vă puteți închipui cât de bine mă simt pe ea. Și apropo, mărimea M, uitați ce distanță am până la ghidon din genunchi. Mi-ar fi suficient. O bicicletă extraordinar de jucăușă. Și mai încerc un manual la scări. Parfum! Și să nu uităm de vechiul, unicul și inegalabilul traseu de aici, din parcul Carol. Cred că am 35 de kilometri la oră, nici nu simt că am trecut peste rădăcinile alea, cauciucurile. Bun, și am sărit acolo o grămadă. M-au surprins cauciucurile cât de bine au ținut crampoanele pe lateral. Ia să vedem. Bă, deci bicicletă mai încurajatoare și mai de încredere nu am avut până acum. Nu știu dacă e de la mulet, dacă este de la arcul ăsta, de la amortizor, de la... Nu știu, e incredibil. Și mai devreme, unde am sărit aproape în flat, furca s-a dus până acolo. Iar la șoc n-am, din păcate, un inel ceva, dar pare că ajunge acolo unde trebuie. Absolut genială bica, nota 1000 și mulțumesc încă o dată celor de la Rock Machine că mi-au dat mie prototipul lor de bicicletă. Au spus: Marius, dacă îți place, ia-o tu. Am văzut ce știi să faci și crede-ne că asta o să-ți dea viața peste cap și o să fie next level față de Rock Machine-ul pe care l-ai avut data trecută. Și da, au dreptate, este next level. Și dacă lucrul ăsta aveam curaj să-l fac doar cu bicla de DH, astăzi îl voi face cu Rock Machine-ul. Băi, n-ai cum. Ia manual pe scări. Da, ca o biclă de DH se simte, frate. În față avem o zonă de urcat destul de abruptă. Schimb vitezele în forță, că doar așa îmi place să schimb cu Rock Machine-ul. Mai merg un pic. Ia. Și aici în stânga, uitați cam cât de abrupt este. În vârf este extraordinar de abrupt. Dau pe pinionul cel mai mare, nu depun efort. Apăs foarte, foarte încet. Sunt cu șaua jos. Motorul trage și uitați că se ridică în roata din spate. Foarte ușor. Asta, în teorie, e un lucru rău, că se ridică în roata din spate. Dar gândiți-vă că eu am tras un pic și am stat pe șa. Bicicleta era înclinată. Eu pur și simplu trăgeam și smuceam ghidonul și a tot urca. Deci, n-am... Apple 8-ul ăsta mi se pare, până în momentul de față, cel mai mișto motor ever. Vreau să mă mai conving încă o dată că bicla asta este ca DH-ul, da? Bun, tată! Bă, lucrează de vouă ăsta, mai lăs coilul. Să dea naiba! Bun! Manual până la capăt, frumos pe scări. Da, uitați-mă pe mine în umbră, în manual, încă o dată, la viteză mică, da? Ia, să vedem și aici cum se descurcă. Wow, frumos, până pe partea alta fără niciun stres. La prima încercare n-am mai dat-o până acum cu bicla asta deloc, a trebuit doar să trag un pic, da? Să ne înțelegem. Și a zburat singură până pe partea alta. Și e ceva aici distanță, vreo 3 metri să tot fie. Da, vreau să mă mai conving încă o dată că e fix ce trebuie, da? Hop, hop. Bun, frumos. Fără viteză de data asta, a mers mai încet. Hai, bine că fac și stânga pe aici. Oricum trage Apple 8-ul ăsta de stămâța în coadă. Și laturații mici, laturații cum vreți voi. Nu, e altceva. Pam. Deci lejer, nici nu mă strofoc. Nu depun niciun pic de efort ca să urc. Și ia să vedem, știu că în dreapta era aici o chestie mai tricky. Fac direct pe aici dreapta, o aterizare pe rădăcini urmează. N-am niciun stres. Și ce înseamnă aia stres zero? Stres zero. Vreau să mai bag o urcare pe aici. Dau direct pe pinionul mare și las motorul să tragă. Doar mă prefac că apăs un pic pe pedale. Atâta tot.
Și uitați-l cum trage. Incredibil. Incredibil atât de abrupt este. Ia că știu că pe aici mai era o treabă. Oricum, e o treabă mult prea mică pentru bicla asta. Da, exact ce am zis. Nu, bicla asta trebuie dusă neapărat la munte. Pe aici nu, n-are nicio treabă. Pur și simplu te jignește ea pe tine. Îți zice la mod, bă, dar ce faci cu mine pe aici? Vreau la munte. A, și uitați, a și început să plouă. Oare asta să fie un semn că trebuie să mă duc acasă sau să continui pe ploaie? Ei bine, în cele din urmă, asta este noua mea bicicletă Rock Machine. Am ținut morțiși să o prezint și să fac lucruri destul de extreme cu ea astăzi, în acest videoclip, și lucrurile astea au ieșit fără nici o îndoială. Bicicleta asta se comportă extraordinar de bine. Roata pe spate 27,5, arcul, furca, suspensia, per total, geometria, motorul și felul cum trage motorul cu toată transmisia face un cumul, o bicicletă foarte, foarte mișto. Aveți link în descriere unde o să găsiți bicicleta în curând. Sper să fie și la vânzare pentru că momentan noi suntem în 2022 când filmez și bicicleta este model 2023, dar țineți aproape pe linkul din descriere și o să găsiți bicicleta la vânzare. Și de-abia aștept să ajung la munte cu bicicleta asta din spatele meu, deci nu vă puteți închipui cum se simte această bicicletă. Este top biciclete pe care eu m-am dat și feeling-ul pe care mi l-au dat și încrederea pe care a putut să mi-o ofere o bicicletă. Da, știu, nu e carbon, nu e nu știu ce, nu e de... Dar echiparea, felul cum este făcută, exact cum spun și cei de la Rock Machine. Întâi distracție și după aia alte nebunii. Astea fiind spuse, mulțumesc celor de la Sprint Sports, la mulți ani, pentru că au făcut 10 ani. Mulțumesc celor de la Rock Machine pentru bicicletă și nu uitați să dați un like, un share, un subscribe. Mă găsiți și pe www.fixyourbike.ro, locație unde eu și Vlad o să vă reparăm bicicletele cu tot ceea ce vedeți aici. Și noi ne revedem în următorul videoclip. Până data viitoare, ai grijă de bicicleta ta și dacă n-ai tu grijă de ea, vino la noi și avem noi grijă de ea. Fix Your Bike, vă salut, pa!